Vă spunem tuturor un bun venit în Casa Domnului, în această după-masă. Este o zi de închinare, o zi de bucurie pentru fiecare dintre noi. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii Pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Haideți să ne ridicăm. Să începem cu rugăciunea. Doamne, venim înaintea Ta în această zi, Doamne, și pentru că ești Dumnezeu așa de mare, așa de glorios, Doamne, pentru că ești Dumnezeu care merită toată lauda, toată închinarea noastră, dorim, Doamne, că și în această zi să ne închinăm Ție, Doamne, cu tot ceea ce avem, cu inima noastră, cu mintea noastră, Doamne, cu cuvintele noastre, Doamne, cu cântările pe care le avem. Vrem, Doamne, ca să-ți înălțăm numele și să-ți glorificăm numele Tău. Te rog, binecuvintează Biserica Ta în ziua de astăzi. Vorbește-ne, Doamne, din cuvântul Tău din nou și ajută-ne pe fiecare, Doamne, ca să îl trăim în fiecare zi, Doamne, și să ne apropiem tot mai mult de Tine. Pentru toate, binecuvântăm și lăudăm numele Tău. Amin. Așa cum stăm, ne vom închida, Doamne, prin cântare. Thank you.
trezește plăcerea legea Domnului. Zi și noapte, cugetă la legea Lui. Sau, în fiecare caz,
voi a Domnului, după voia Domnului să se facă privire la fiecare dintre cei bolnavi. Aș dori să-mi uităm și de sora Camelia, de fratele Lucian, de Cristi Bărbosu, de fratele Titus Chira, vă rog să-i puneți pe lista voastră de rugăciune, pentru că mare putere are rugăciunea celor de adică. Și atunci când trecem în încercare, parcă ești mai îmbărbătat dacă simți că Biserica Trupului Hristos este lângă tine, chiar dacă încercarea e grea. De aceea să nu uităm lucrurile acestea, să ne rugăm pentru cei ce trec în încercare. Nu știu dacă am amintit pe toți, mai sunt dintre noi bolnavi și mama înceta, sora Ioara, mămica și dacă mai sunt și alții, pe toți aduceți-i înaintea Domnului. Așa cum știți, Fratele Păstor este la Hicori în ziua de astăzi. Ei sărbătoresc la Hicori 30 de ani de la înființarea bisericii și se bucură la această sărbătoare acolo împreună. Doresc să salut între noi pe fratele Elias în ziua de astăzi, care ne va vorbi din cuvântul Domnului, și de asemenea fratele Cedric Popa, care este din nou împreună cu noi, tatăl Carmen. Ne bucurăm de fiecare dată când veniți și ne aduceți vești bune și vești noi. De asemenea, de la Andra, primim înștiințarea că toți care doriți să slujiți la copii, mai sunt încă duminici care nu sunt acoperite. De aceea, dacă aveți pe inimă lucrare cu copii și vreți într-o duminică să ajutați la lucrarea cu copii, nu este greu. Vă rog să o faceți. Avem acolo o listă sau puteți să mergeți să vorbiți direct cu Andra și să vă înscrieți pentru această lucrare cu copii. De asemenea, știți că duminica viitoare este Congresul Asociației la Atlanta. Unii dintre noi vom fi plecați cu ajutorul Domnului. Deci, duminica viitoare nu vom avea întâlnire în locul acesta. De asemenea, studiu biblic săptămâna aceasta și săptămâna viitoare nu va fi. Deci două săptămâni nu ne vom mai întâlni joia pentru studiul biblic. De asemenea, duminica viitoare nu avem serviciu în locul acesta, care vom fi la congres. Ceilalți care rămâneți acasă, desigur, urmează luni picnicul bisericii. Cei care doriți și vreți să participați, avem un permit cumpărat. Sora Cilor, sora de fratele Cârdei, permitul, sau toți care doriți să participați la picnic, vă rog să vorbiți între voi, pentru că va trebui să faceți puțină organizare. Cine cumpără ce și cine aduce ce, ca să aveți cele necesare la picnic. De aceea vă rog, după sfârșitul bisericii, vă rog să stați de vorbă și să vedeți cum rezolvați problema aceasta. Acestea au fost anunțurile pentru ziua de astăzi. În continuare, dorim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și lăsați că și aceasta să fie o jertfă de bun miros înaintea Domnului în partea noastră. Thank you.
că lui s-a dus la el și l-a spus, închinarea asta nu este, nu place, nu a fost. Și Francis Chan îi spune, nu e nicio problemă, că nu ție ne-am închinat, că în final Domnului. Am vrea ca cântăm următoarele două versuri. Am vrea să ne gândim că suntem în prezența Domnului. Cum a zis duminica trecută, faptul că nu vedem pe ochii noștri ăștia limitați, cum s-a întâmplat. El e aici și se uită la inimile noastre. Haideți să ne ridicăm vocele și să luăm pe El. Thank you.
Mă bucură că frate Elias a putut să vină astăzi să fie împreună cu noi și dorim ca Domnul să-i dea mult har în vestirea Cuvântului, iar nouă o inimă deschisă ca să vă auzim și să-L împlinim. Amin. Zi de zi mă conduce și am dat povara. Ați avut poveri? Ți-am restat niște mâini care pot să te ducă. Spune și, și sunt fericit pentru că e așa de ușoară. Da, dar uneori nu. Nu întotdeauna ușoară. Uneori sunt poveri și cu Domnul, dar e mai ușor. E clar că e mai ușor decât poverile care ducem când nu-L cunoști pe Dumnezeu. Când nu l-ai pe El în viață. Și de ce mai ușor? Sau ușor? Putem spune și asta. Domnul. Pentru că Domnul spune, luați asupra voastră ce? Jugul meu. El e în El. El îl duce. Sau povară. El pe El. Cel mai mult și cel mai dureros e că trebuie să renunțăm la noi înșiși în jocul ăsta. Dar e cel mai bun lucru pentru noi. E de unde ne vine libertatea. Și găsim fericirea, sensul vieții. Mă bucur mult că am primit invitația din partea fratelui Sorin și că suntem împreună în seara aceasta. Mi-a fost dor să predic românește. Și să predic într-o biserică, adică într-o clădire. Pentru că de câteva luni ne strângem la mine în casă, în biserica ne-am mutat din oraș și întâlnirile noastre, Domnul e prezent, Cuvântul e prezent, dar avem mult mai multă discuție. Când ești lucruri mai mic, poți să faci lucrul ăsta. Așa că mi-a fost dor să predic și s-o strâns în mine, așa că poate încă vreo oră și ceva să ne punem deoparte. Ne strânge în jurul tronului și ne instim în tot acest moment cântări de laudă, de mulțumire. Cântări care descriu ce faci cu viața noastră și cum ne iei poverile și ne duci pe un drum care se termină în nebunie. Niciunul dintre noi nu ne-am calificat pentru asta. Ce ne-ai dat har. Să te slăbim și să mulțumim pentru Fiul Tău. Iisus, te mulțumim, Doamne Iisuse, că te-ai dus și te-ai dus până la cruce. Pentru bucuria care ți-a stat înainte. Și mă rog în seara asta să ai bucurie din viețile noastre. Să ne dai pentru Tău cel Sfânt urechi să auzim și din care să asculte. Și fiecare lucrarea care o face biserica asta și viețile noastre și prin mesajul de astăzi. Să culegi roada suferințelor tale din viețile noastre. În numele Domnului. Amin. Să deschidem Scriptura împreună în Filipeni, capitolul 4. Și să-mi convins că mulți dintre noastre cunoașteți pasajul ăsta de rost, l-ați testat, l-ați aplicat, l-ați învățat. Câteva gânduri de aici. Filipeni 4. Și am să citesc de la versetul 10 până la versetul 13. Dar apoi vom merge înapoi în text. Filipeni 4, versetul 10 până la versetul 13. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci
m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc cu berșug. În totul și în pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu un lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. M-am deprins să fiu mulțumit în orice circunstanță. Sunt cuvinte mari, nu? Și mai ales dacă ne gândim la circunstanțele care se afla Apostolul Pavel când spune lucrurile astea. Ce stătea în față la Pavel? Posibilitatea execuției, posibilitatea morții. Torturii și morții. Scrie din închisoare. Am învățat un secret care mă ajută să zâmbesc chiar și când sunt în fața morții. Dar aș vrea să ne uităm cu atenție aici, pentru că Pavel nu spune am atitudinea asta în fața torturii, pentru că ăsta sunt felul, ăsta e felul meu de fel. Sunt un tip tare, așa, cu natură de oțel. Mai întâlnește și oameni în felul ăsta, nu? Ați cunoscut? Vreodată? Am dat de ei. Doare. Uneori. Oameni care sunt rigizi și pe de o parte asta poate să fie un detriment true. Pe de altă parte poate să fie un punctare, mai ales când te afli într-o supresiune. Dar ăsta e un lucru care ține de temperament, de natură, e ceva natural. Ca și abilitățile sportive, fie le ai, fie le ai. Sau unii sunt mai oțeloși. Unii au simț artistic, alții au abilități atletice. Dar nu cred că la asta se referă. Nu la asta, nu despre asta vorbește, despre calitatea lui temperamentală, care îl face să zâmbească. Observați că folosește cuvântul ăsta de câteva ori, de două, trei ori aici în pasaj. Ce spune Apostolul Pavel? Dar m-am deprins! Adică e o învățare aici, e o practicare, e ceva care se formează în noi, plasare în situații de presiune în care credința în Dumnezeu creează, formează în noi atitudinea asta de echilibru interior în fața oricărei situații, orice ar fi. Și scrie Apostolul Pavel și știm în epistola asta cât de mult vorbește despre ce. Care e un alt refren care vine din Filipeni 4 mereu și mereu. Versetul 4, cred că. Nu? Versetul 4. Ce spune? Capitolul 4, versetul 4. Aveți Scripturile, nu? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Să o iau atitudine aici care e formată în Apostolul Pavel. M-am deprins. Am învățat ceea ce înseamnă că nu era ceva natural pentru și adevărul e că genul acesta de pace interioară, de echilibru interior, nu vine de la sine, pentru niciunul dintre noi, pentru nimeni. Dar, prin relația cu Dumnezeu, se poate forma în oricare. Și este unul dintre lucrurile la care Dumnezeu lucrează, mai ales prin încercări, prin dificultăți, prin stări de presiune. Și asta e prima observație, că e ceva ce se învață. M-am deprins. O altă observație e că
Pacea asta nu are de a face doar cu o absență. E doar că e absentă frică în fața morții sau ceea ce urmează să vină sau în fața lipsei. Nu e doar absența fricii. E și prezența unei protecții. Să ne uităm în versetul 6 și 7, dar 7. Asta vreau să o scot în evidență. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe să vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și imaginea asta a unei garizoane care protejează un oraș, e încercuit de pacea lui Dumnezeu. E complet fortificat, apărat de orice invazie. So, ideea ar fi, când ai o armată care îți te înconjoară cu protecție, poți să dormi liniștit chiar și în vreme de cel mai groaznic război. Pentru că ai protecția asta. Și asta e o stare din care Apostolul Pavel scrie și încurajează biserica, da? Și vedem în pasajul acesta câteva deprinderi. Și cum știm că se deprinde? Pentru că le repetă mereu Apostolul Pavel. Vorbește despre lucrurile astea și încurajează biserica în mijlocul situației. Vreau să vă atrag atenția, nu doar că era el personal într-o situație dificilă, ci și biserica care a scris se află într-o situație dificilă. La începutul capitolului 4, dacă vă uitați în versetul 2, începe și vedeți aici inima lui Pavel, de mult iubește el biserica Domnului și preiubiții Domnului. Cum spune? De aceea preiubiții mei și mult doriții mei, frate, era dor de ei. Bucuria și comuna mea. Ce? Ce descriere? Cred că așa vorbim noi despre copiii noștri. Rămâneți astfel tari în Domnul, preiubiții mei. Ne cheamă la tăria asta, pe care o vedem și în ea. E evidențiată în ea tăria. Dar versetul 2 ne descrie și contextul în care se afla biserica. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat, tovarăș, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Cleme și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Era o situație de conflict aici. Evodia și Sintichia se pare că nu se înțelegeau și au creat o situație de tensiune care s-a răspândit în toată biserica. Clar că el scrie și e ceva public. E cunoscut. Nu sunt doar doi prieteni care trebuie să-și rezolve sau doi care trebuie să-și rezolve situația doar între ei. O are efect asupra întregii biserici. Dar acum gândiți-vă la Apostolul Pavel. El personal stă în fața a ceea ce stă și apoi cei pe care îi iubește atât de mult experimentează frământarea asta. Și în fața acestei situații, Apostolul Pavel răspunde din tăria asta care Domnul a format în el, cu care s-a deprins. Și mă uit la pasajul acesta și îmi dau seama, sunt lucruri aici de învățat? Sunt lucruri aici de învățat pentru voi? Domnul ajută-ne. Astăzi găsim pe rafturi foarte multe cărți care învață pe oameni cum să scape stres, de cum să depășești anxietatea și să controlezi frica. Nu? Cred că Mihai, tu ai citit multe dintre ele, frate Mihai, în studiile care le-ai făcut. Sau... Oamenii ca și au nevoie de pace. Lipsește pacea. Și foarte multe dintre cărțile astea te învață cum să-ți înlături gândurile negative. Și tehnici de relaxare, cum poți să-ți controlezi nivelul de anxietate, poate să-l cobori 1-2 grade.
Vedem aici în Dumnezeu nu e doar o absență a gândurilor negative sau a fricii, ci e și prezența asta. Prezența protecției lui Dumnezeu. E prezența Lui. El va fi cu tine. So, creștinii când trecem prin dificultăți, noi nu căutăm să negăm realitatea care suntem sau să încercăm să minimalizăm sau să controlăm neapărat reacțiile interioare care le avem. Avem o opțiune mult mai mare. Mult mai mare. Acces la ceva care e mult mai transformativ. E o persoană. Care personal ne ajută să depășim situația asta, să trecem prin ea. Nu să o evităm, dar să trecem prin ea cu el. Deci, sunt așa de multe cântări pe care vorbesc despre asta. Despre umblarea cu Domnul prin val. Cred că știu de multe persoane care ne-am cântat. O imagine care îmi place foarte mult. Și o vedem uneori și aici, în Chicago. Lacul Michigan uneori se învolburează destul de tare. Ați văzut? Așa mai încontură. Și sunt stâncile alea care sunt pe margine, de-a lungul la bike. Și uneori valurile sunt de mari, încât efectiv înghit stâncile. Și dacă te uiți la momentul ăla, chiar când vine toată apa peste ele, zici, gata! S-a terminat cu stânga asta, s-a dus! Asta e ultimul cuvânt îl are valul ăsta vorburat. În momentele alea, parcă ele au ultimul cuvânt, dar valurile scapă. Și stânga iasă din apă. E tot acolo. Nu s-a clintit un milimetru. Rămâne pe el curat. Are greutate, are tăria asta în ea. Asta caută Dumnezeu să lucreze. Asta produce El în noi. Și asta e, cum spune Pavel aici, e o persoană care are o pace ce trece pricepere. Orice pricepe. E ca o stâncă. So, hai să ne uităm în pasaj aici să vedem câteva din practicile astea pe care Pavel s-a deprins. Apostolul Pavel s-a deprins și una în special vreau să o scot în evidență, dar mă duc prin câteva, că sunt aici, sunt mai multe. 4, 5 probabil, care le putem desprinde. Și astea sunt deprinderi sau practici. Versetul 4, cred că o vedem pe prima, nu? Ce spun? Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Gândeția voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Cred că astea două versete sunt legate. Și verbul activ aici e bucurați-vă. Rejoice. And the Lord always. Asta e o deprindere. Se cau să te întorci la sursa bucuriei tale și să o stoke it. E ca un foc pe care îl tot pui. Dar cum? Îl hrănești, exact. Practică în asta. Domnul Iisus vorbește despre primul. De fapt, multă din învățătura Lui pe care o dă ucenicii și în camera de sus, înainte să meargă, spune vă învăț toate lucrurile astea, de ce? Ca bucuria mea să fie în voi. Dumnezeu are multă bucurie. Cred că unul dintre lucrurile care vom experimenta mult mai mult niște dimensiuni pe care nu le putem închipui acum, când vom fi pe deplin în prezența Lui, e bucuria Lui Dumnezeu.
perché e cea mai bucuroasă persoană din univers. Și oameni care se deprind cu bucuria în Domnul, nu e doar, nu vorbim de o stare emoțională unde râzi așa de prost. E vorba de, uneori poate să fie chiar cu lacrimi, dar e bucurie. Oamenii ăștia nu sunt lipsiți de suferință. Nu știu cât de mulți cunoașteți, azi dimineață ne rugam și împreună cu biserica și ne-am amintit de o experiență deosebit de significativă pe care majoritatea dintre noi au avut-o acum câțiva ani, când am vizitat-o pe Silvia pe orice. Câți o cunoașteți? Poate că ne-ați cunoscut-o pe Sfântul Silvia. Sfântul Silvia a trecut prin multe cu Domnul. Am petrecut un weekend extins cu ea, o săptămână înainte, nu, o săptămână, poate o lună înainte să treacă. Și avea un pouch pentru her liver, Spartan, spunea. Și în mijlocul suferinței de ea, ea avea bucurie în Domn. Și ne-a transmis-o într-un fel și nouă. Și ne-a dus în prezența Domnului, am ajuns să ne bucurăm împreună. E o practică, e o deprindere aici. Și cred că asta e conectată cu ce urmează. Cum o putem practica bucuria asta în Domnul? E clar că implică o aducere aminte a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Cine este Dumnezeu în viața noastră? Cine este El? Cum este El? În timpul cancerului, durat vreo 2 ani pentru mama, mama a avut cancer, glioblastom. Și ea vorbea mult despre practica asta a bucuriei, cât de important a devenit pentru ea în momentul, în perioada asta. Și conectat cu practica asta bucuriei era enumerarea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Să ți le spui, să ți le aduci aminte, să le întorci în închinare și laudă la adresa de Dumnezeu. Face ceva în sufletul lui. Produce ceva. Și uite, Apostolul Pavel, la asta merge, la următoarea practică, e practica mulțumirii. Spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, invită rugăciunea. Dumnezeu nu spune să uităm de problemele noastre, spune, nu, aduceți-le aici. Prin rugăciuni și cere cu mulțumire. Practica asta a mulțumirii, care îți formează, îți devoțelește, te îndărește. Și rezultatul e pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile lui Hristos Iisus. So, aici eu depind, este unul dintre secretele lui Pavel, cred că, pe care el le transferă acum bisericii, care avea o situație de conflict și fiecare personal, dar și toți creștinii, aveau și presiuni și probleme la nivel individual. Și Apostolul Pavel dă și un exemplu în asta, în viața lui, și dă și învățătură pentru usurile. Astea sunt niște practici. Asta facem noi cu probleme. Nu încercăm să le ignorăm, să nu le evităm, nu încercăm să le minimalizăm. Dar așa că sunt lucrul ăsta întâmplându-se cu creștinii. Uneori, o înțelegere greșită a Duhului Sfânt și a lucrării Lui poate să ne ducă așa într-o poziție triumfalistă, încât efectiv ignorăm realitatea care e înaintea noastră. Și Dumnezeu nu ne cheamă să fim atât de mult în cer, spune ghilimele, încât să nu mai avem niciun efect pe Pământ. Nu, El ne spune că o minte care e dominată de cer,
trăim și trecem pe pământ. Până când vine El, să o trecem prin încercare. Nu evităm. Și aducem cererile noastre, care se cere de multe ori după ajutor și după intervenția lui Dumnezeu. Mijlocim pentru unii oameni care ne sunt atât de aproape încât ne simțim ca și când am fi în păpucii lor. În locul lor, nu? Sunt convins și știu că ați ridicat rugăciunea la cer. Acum se roagă părinții pentru copii. Mai ales copii care sunt îndepărtați de Domnul. Cum ne rugăm pentru oameni pe care vrem să îi vedem mântuiți, pentru oameni care vrem să îi vedem atinși de puterea lui Dumnezeu, pentru oameni care vrem să îi vedem vindecați, eliberați. Să nu aducem cererile noastre, dar cu mulțumire, pentru că e o practică aici, înaintea lui Dumnezeu. Cât timp mai am? Mai am 15 minute? Ok. Asta e practica mulțumirii. Și vreau să ne uităm un pic atent în text, pentru că nu vă îngrijorați de nimic, că apoi aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumire. Și în aceeași, în aceeași respirație, în același cuvânt care ne dă, pune mulțumirea lângă îngrijorare. Și asta e un pic ciudat, nu? Ne-am așteptat să Pavel să spună în felul următor. Mai întâi îți aduci cererile la Duh, cererile rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Și când primești răspunsul, atunci îi mulțumești. Nu? Cauză-efect. Dar Pavel nu spune asta aici. Îi spune, atunci când aduci cererile tale la cer Dumnezeu, tot atunci îi și mulțumești. De ce? Adică, îi faci cererea rugăciunei, petiția, o aduci înainte lui Dumnezeu. Și în același timp în care îi spui ce te doare, îi spui mulțumesc pentru că vei răspunde. Pentru că tu răspunzi. Pentru că știu că răspunsul tău e. Pentru că știu că răspunsul tău vine. Eu, ce e asta? Cum îi spune? Încredere! It's trust! That's why. It's part of worship. E închinare. Pavel ne cheamă să avem încredere în suveranitatea lui Dumnezeu, în istorie și în viața noastră personală. De aceea, când ne aducem cerere, ne aducem cu încredere, cu mulțumire. Ne așteptăm până când vine răspunsul. Pentru că îl cunoaște pe cel care te răspunde. Putem să-i mulțumim lui Dumnezeu înainte să vedem răspunsul. Anticipat. Și asta practică încrederea. La ce altceva credeți că se referă? Geneza. Hai să ne uităm pe viața de credință. Geneza, capitolul 50, versetul 20. Un tânăr pe care vrem, vreau noua să-l imite în viața lui, pe care sunt convins că toți care aveți băieți vreți să crească sau și noi să fim ca și bărbați, ca unul care a fost Iosif. Nu? Și ce a spus Iosif când au venit frații lui? Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul. Asta e cunoștința caracterului lui Dumnezeu. Asta e Dumnezeul meu. Sau când vin la El cu problemele, cu petițiile, cu încercările, cu rugăciunile mele, pot să-i mulțumesc pentru că știu că e unul care, cum spune Romani 8:28, toate lucrurile le face să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc. Înțelege, sunt toate spre bine. Asta e o garanție care nimeni în lumea asta nu ne poate da. Cea mai scumpă, acum să vorbesc constructorilor de case, care dau garanții, nu?
cea mai scumpă și mai bine făcută casă, am întâlnit un domn care e din Elveția. Și l-am întrebat care e diferența între Elveția și America. Și el mi-a spus, păi lucrurile sunt bine făcute în Elveția. Asta e marea diferență, zice, sunt făcute to last. Și un apartament care aici costă 200 de mii, Elveția poate 1.200.000. Și aici, pentru că sunt făcute foarte bine, sunt făcute să rămână. Garanția aia din Elveția nici nu se compara cu garanția pe care trebuie să fie. Tot ce face el, face spre bine. Viața cu bine. Sunt creștini, cei care cunoaște când ne cei care se cunoaște când ne rugăm, putem să mulțumim. Nu neapărat pentru că credem, asta e o idee distorsionată, că tot răul e și un bine. Asta nu e biblic. Sau că poți orice rău, poți să-l iei și dacă te uiți la el un pic din alt unghi, poți să vezi că e bine. Nu despre asta vorbește Pavel. Pavel vorbește despre viziunea suveranității lui Dumnezeu. Cunoaște caracterul lui și el lucrează toate lucrurile spre bine. Chiar și lucrurile care sunt rele, pentru că sunt lucruri rele în lumea asta. Sunt lucruri care sunt consecința păcatului și rămân rele și întotdeauna vor fi rele. Ce s-a întâmplat în Jacksonville, of yesterday, this morning? Un lucru rău. Un lucru bun. Ce se întâmplă în Chicago, peste timpul verii, unde mor tineri, se împușcă unul pe altul și cât am fost în Chicago, we dealt with this. Very bad, actually. Vara trecută, clădirea în care ne-am întâlnit a fost împușcată de câteva ori. Am venit la biserică și am găsit poliția scosând gloanțe din pereți. Și sunt mulți copii fără tată și cred că cei cunoaște realitatea în mijlocul care i-a trăit. Dar nu sunt lucruri bune, sunt lucruri rele. Dar Dumnezeu, în mijlocul lor, poate să lucreze bine. Furtul nu e un lucru, nu? Azi dimineață, aveam o familie care, în biserică și casa lor a fost spartă. Și ne s-au furat de casă și mai departe. Dar nu e tot răul și un bine. Lucru rău. Dar Dumnezeu l-a folosit și l-a transformat în bine. Trădare. Ați experimentat trădare? Da, nu e lucru. Da, dați-mi o viață lui Iosif. Dumnezeu l-a prelucrat. Și ce a fost intenționat spre rău, Dumnezeu. Asta e suverenitatea lui Dumnezeu. Capacitatea lui Dumnezeu. Azi ne-am rugat și am simțit inima dumneavoastră pentru cei care sunt bolnavi. Boala în sine nu e un lucru bun. Dumnezeu poate folosi. Am văzut lucrul ăsta în viața mamei mele. Sunt convins că vedeți și voi. Aveți oameni care au trecut prin suferințe cu Domnul și au produs mult bine. Și acum din nou suntem în situația asta cu mama soției mele, care și ea a primit un diagnostic terminal care nu există. Cură. Adică dacă Dumnezeu, planul său, decide să îl glorifice pe Hristos și să arate din slava gloriei viitoare, acum, ce s-a venit. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta și ne rugăm că Dumnezeu să-i extindă viața și mai vreau să poate să-i întărească credința. Asta vedem în Pavel. Asta vrea Dumnezeu să formeze. Romani 8.
Cât de mulți iubiți romani au 28? Și lucrurile care sunt rele vor fi prelucrate, schimbate de Dumnezeu, ca în final ce a fost intenționat spre rău să aducă bine și mai mare, care poate altfel n-ar fi putut fi produs, o glorie și o frumusețe care e și mai înaltă, care n-ar ieși decât dacă are un negru, intens, un background. Asta arată strălucirea lui Hristos. La momentul actual, Dumnezeu singur are perspectiva completă, suverană, de la înălțimea necesară ca să vadă toate lucrurile și cum trebuie lucrate împreună spre binele credincioșilor și pentru gloria Lui. Creștini care își pierd viața și știm că în secolul ăsta au murit mai mulți creștini decât în aproape întreaga istorie a bisericii. Astea rămân lucruri rele pe care Dumnezeu le va judeca. Dar în același timp, Dumnezeu creează sacrificiul lor spre binele lor și spre gloria lui Hristos. Asta e perspectiva care Pavel ne îndeamnă să o adoptăm asupra vieții noastre. Și vine ziua. Vine ziua. Am cântat despre ea astăzi. Vine ziua. Se întoarce Domnul. Va fi consumarea planului de mântuire al lui Dumnezeu. Punctul cel mai înalt, punctul final. Și vom sta și noi cu El la dreapta, la Tatălui, și vom vedea cum a lucrat cu Dumnezeu. Cred că va fi parte din serviciul ăsta de închinare, care vor fi extraordinare. Like, trompete... O să fie acolo. O să cânte și ne vom uita la cum a lucrat Dumnezeu. Bunătatea, binele care îl va scoate. Va fi o glorie pentru Hristos. Tot ceea ce e bun în viața noastră, în coroanele care ne vor fi date, ce vom face cu ele? Ce scrie Scriptura? Ne vom rugă la picioarele Domnului. Pentru că El e autorul și the finisher, cel care termină credinții noastre. Până atunci însă, ce practicăm contează. Practicăm bucuria, practicăm mulțumirea. Și mai sunt aici câteva practici. Dar cu ajutorul Domnului, cred că ne vom uita la ele data viitoare. Pentru astăzi, lucrul ăsta. Haideți să venim înainte Domnului. Și aș vrea să cântăm o cântare pe Domnul. Și dacă cunoașteți, ați voie să cunoașteți. When peace like a river. Can we do that one? Când am pacea, I'll let you guys take this one, the worshipers. Și să ne pregătim pentru un timp de rugăciune, pe care să ne aducem inimile înaintea lui Dumnezeu. Și nu știu unde ești, și ce fel de cereri înaintea Domnului, și ce fel de îngrijorări apasă de tine, în ce situație te afli. Dar e clar că Dumnezeu folosește valurile ca să creeze în noi tăria asta, stâncii, care rămâne în ea. Pentru asta mă rog pentru fiecare dintre noi. Și vreau să vă invit, după timpul ăsta de cântare, să ne rugăm, să ne aducem cererile înainte.